Bună ziua, stimați telespectatori de la această oră pe pagina de Facebook a clubului Handball Club Dunăra. Puteți urmări meciul din optimile Cupei României la handball feminin dintre CSM Roman și Handball Club Dunăra. Romanul evoluează în divizia A, seria A, iar Handball Club Dunăra ocupă locul al șaselea în Liga Florilor. Dar înainte de a vă prezentat cele două formații, e un comunicat din partea conducerii clubului, care sună felul următor: conducerea clubului, staful tehnic și jucătoarele echipei Handball Club Dunăra îi urează domnului președinte al clubului, George Caranica, să se bucure alături de familia sa de venirea pe lume acum două zile a fiului său, Matiaș. Așteptăm să ni se alăture din nou echipei, sună comunicatul clubului Brăilan. Handball Club Dunăra a venit aici cu un lot de jucătoare, întreg lotul, în timp ce formația gazdă are pe raportul de arbitraj trecute doar 10 jucătoare. Antrenorul principal al echipei CSM Roman este Viorel Lazar, antrenor secund Maria Lazar și masior Sava Drugă. A început partida cu echipa gazdă având primul atac. Acțiunea este condusă de Ghiulgian, numărul 7. I-a pasat Ioane Neamțu, din nou centrul Adin. A încercat să arunce la poartă Ioana Neamțu, însă mingea a fost blocată de una dintre jucătoarele formației brăilene și portarul echipei brăilene a încercat să inițieze un contraatac. Trebuia să fie acolo țeții, nu a fost, au recuperat gazele și acum din nou în atac formația gază. Adin,
I-a pasat Lea Popuțoaie, s-a plecat o infracțiune acolo la Semicec și atacă poziționat pentru handbal cu Dunărea, Alina Țeții, aruncă Alina Țeții și apără Justina Popa. CSM Roman a început această partidă cu un lot, așa cum vă spunea, format din 10 jucătoare, portarii Sina Popa și Andrei Angel și jucătoarele de câmp Delia Crișinuță, Mădălina Popuțoaie, Emilia Gheorghean Adin, Cristina Roșu, Ioana Neamțu, Elena Crețulescu, Justina Popa, Andrei Angel, Elena Văduva și Florentina Mătruc. A aruncat la poartă. 1-0 acum pentru formația brăileană, gol marcat pe contraatac de Elena Dache. Minutul 3 al partidei, Handball Club Dunărea conduce cu 1-0, a recuperat Tamires, din nou Dache, 0-2. Două goluri într-un singur minut. Acum CSM-ul în atac pozițional cu Adin, cu post de coordonator. Acum încearcă, a încercat Ioana Neamțu să îi paseze pivotului, dar au recuperat brelencele, Țeții pentru Elena Dache. O să vă comunic imediat și lotul pe care antrenorul formației brăilene Neven Hrupeț l-a deplasat la Roman. Un atac pozițional acum condus de Elena Dache, Tiron, Țeții, Dache din nou pentru Bianca Tiron, Mitrovici și înscrie de pe extrem Udriștoriu. Au recuperat din nou brelencele, minge pentru Alina Țeții, a recuperat însă mingea, sunt destul de alțărgase jucătoarele Romanului, Ioana Neamțu a recuperat această minge, a încercat să arunce la poartă Elena Crețulescu, blocat mingea lovită de mâinile jucătoarelor brelene, a fost prinsă de Marina Razum. Atac pozițional pentru Handball Club Dunărea. Echipa brăilană a venit la Roman cu trei portari. Se vorba de Marina Razum, Elena Cerban și Gabriela Mihaela Dobre. Și cu jucătoarele de câmp, Aneta Udriștoriu, Cătălina Preda, Gabriela Bucur, Natasha Cărnici, Nicoleta Săfta, Elena Cervana și portarul, Mirabela Coteț, Claudia Constantinescu, Elena Dache, Alina Țeții, Bianca Tiron, Tamires Morena, Ștefania Iporanu și Marina Dmitrovici. Atacul aparține Romanului, 9 metri pentru CSM, a repus repede mingea în cioc, da, se fluieră pași. Dimitrovici pentru Bianca Tiron, Alina Țeții, Bara,
o salvează pe Andrei Angel. Și acum se încearcă un contraatac al CSM-ului. Nu s-au sincronizat cele două jucătoare, nu a fost atentă Elena Crețulescu, dar nici în semicircul cu cealaltă, la partea cealaltă nu s-a marcat. Suntem în minutul 7, 3-0 pentru Handball Club Dunărea. Un meci lejer pentru echipa brăileană înaintea partidei de sâmbătă. Știți că sâmbătă Handball Club Dunărea va evolua în sala polivalentă în compania aruncare de la 7 metri și cartonaș și galben pentru Elena Tache. Alina Elena Văduva a obținut, nu s-a acordat 7 metri, ci doar aruncare de la 9 metri. Ba da, s-a întors. Aruncare de la 7 metri, pe care va încerca să o transforme Ioana Namțu. Este gol. Primul gol al CSM-ului abia în minutul 8. Iată încă o paradă a portarului Justina Popa. Paradă în fața alinițeții și este gol. Acum înscris de jucătoarea cu numărul 7, Emilia Adin. Acțiune frumoasă, dar și la partea cealaltă se scrie, înscrie Elena Dache. Atac acum echipa gazdă. Namțu este coordonator de joc. S-a încercat angajarea pivotului. A intervenit Aneta Udriștoiu și a blocat-o pe Crețulescu. 9 metri pentru CSM Roman. A faultat Gabriela Ioana Namțu. Namțu aruncă la poartă și apără Marina Gazum. Dache pentru Tamires. 9 metri se reia atacul pozițional al echipei Handball Club Dunărea cu Elena Dache de centru, Dimitrovici și Tigon Inter, Alina Țeții și Aneta Udriștoiu extreme, aruncă Tigon și este gol. Staful formației brăilene este format din Neven Hrupeț, antrenor principal, Sorinel Meca, director tehnic, Dumitru Mihail, preparator fizic și Maria Banaga, masor. De asemenea, cu echipa brăileană se află în tribună, bineînțeles, și vicepreședintele clubului Handball Club Dunărea, este vorba de profesorul Marian Neta.
s-a încercat o angajare a Elenei Dache, care era pe post de pivot. Partida de astăzi dintre CSM Roman și Handball Cluj-Napoca este arbitrată de două reprezentante ale sexului frumos din Cluj. Este vorba de Diana Cânța și Raluca Nicolae. Atac al CSM-ului. A fost faultat Adin. Adin conduce acest atac. Interc sunt Ioana Namțu și Elena Văduva. A intrat în prepasiv handbalistele formației din Roman. Nouă metri pentru CSM Roman, dar rămân în prepasiv. Superb golul marcat de Gabriela Ioana Namțu. Al doilea gol al jucătoarei Namțu în acest meci și scorul este 5-3 pentru Handball Club Dunărea. Înscrie și Tamires. Deci la intrare. N-ai văzut? A intrat pe lângă, înseamnă. Ai după asta, nu? Deși există o diferență de vârstă și de valoare, bineînțeles, partida este destul de frumoasă, cu un CSM Roman care încearcă să joace la nivelul echipei de Liga Națională. Faultată Ioana Namțu. Tot ea aruncă acum la poartă, apără Marina Razum, Tiron, Dache, pentru Dmitrovici, primește Tiron și este gol. Suntem la jumătatea primei reprize, Handball Club Dunărea conduce cu 7-3 pe CSM Roman, ultimul gol înscris de Bianca Tiron. Faultată Elena Văduva, primește acum Văduva, combină cu Ioana Neamțu. 9 metri pentru CSM Roman. Mingea rămâne la echipa gazdă. Continuă atacul pozițional, au intrat în prepasiv. Gol! Gol frumos înscris de Gabriela Ioana Namțu. Atac Handball Cluj Napoca.
8-4 pentru handbal cu Dunăra, în atacul aparține echipei gazdă. Și va fi aruncare de la 7 metri pentru CSM Roman. Cartona și galben pentru Dimitrovici. Gol înscris acum de Emilia Adin. Atac pozițional al echipei handbal cu Dunăra, Tiron. Este gol. Minutul 18, 9-5 pentru handbalul Dunăra. Preda pe extrema dreaptă și Ștefane Puran în stânga. Tamires pivot, centru Dache și Inter Mitrovi și Tiron, Bianca Tiron, angajată Tamires, gol. Al doilea gol marcat de Tamires Morana. CSM-ul în atac. Gol frumos marcat de Gabriela Neamțu. Cel la 6 în minutul 20 pentru handbal cu Dunăra. Tiron, gol. S-a încercat angajarea Elenei Văduva. Ea este acum la minge, dar este oprită de Bianca Tiron și Dache. Intrăm în ultimele 10 minute ale primei reprize. 11-6 pentru Handball Club Dunăra. S-a fluierat pași. Tiron, Dimitrovici, primește Tiron, Tamires, gol. Time-out acum cerut de echipa gazdă.
ultima întâlnire dintre cele două formații, datează din 2018, mai precis pe 1 aprilie, când CSM Roman și Handball Club Dunărea s-au întâlnit în Final Four-ul Cupei României. Partida a fost câștigată atunci cu 28-24 de Handball Club Dunărea, care și atunci formația brăilană a obținut medalia de bronz. Seria jocul cu CSM Roman în atac. Ca de obicei, Adin conduce atacul, a încercat o angajare a extremei pe partea dreaptă, a Mădălinei, a Popuțaie, dar s-a apărat bine Brăilencele, faultat în Emilia Adin, 9 metri pentru CSM Roman. A căcat semicercul Elena Văduva și mingea a fost acordată echipei brăilene. A aruncat Preda, a aruncat Ștefanie Păcanu, mingea a lovit ambele bare, dar a ieșit în afara porții și nu a fost gol. Mai puțin două minute din prima repriză, suntem în 2:14 secunde, Handball Club Dunărea conduce cu 12-6, diferență de 6 goluri care s-a micșorat acum la doar 5. A marcat și Brăila repede prin Preda. Deocamdată CSM Roman rezistă, diferența este relativ mică, de doar 6 goluri. Însă nici Handball Club Dunărea nu forțează. Formația brăilană, formația brăilană așteaptă un meci greu sâmbătă cu Măgura Cisnădie, echipă care a învins campioana în titre acum câteva zile. Tiron pentru Dache, nu are cui pasa, e Iepureanu, gol. Adin la mingi, nu cu pasaia, a încercat să o surprindă Cristina Roșu pe Razum, Iepureanu, gol! În
pentru 25 și al partidei, 15 la 7 pentru Handball Club Dunărea. Văduva Neamțu, acum reprimește Elena Văduva, a combinat cu Neamțu, aruncă Văduva, picior salvator al Marinei Razun. A intrat și Cărnici la Handball Club Dunărea, intră acum și Gabriela Bucur. Constantinescu este, Claudia Constantinescu este acum, nu, Sapta, pivot. Claudia Constantinescu a încercat să înscrie și ea primul gol, a apărat din nou senzațional Iusina Popa. O evoluție foarte bună a portarului echipei gază. În continuare 15 la 7 pentru Handball Club Dunărea, au rămas 3 minute și 40-50 de secunde, fault în atac, a faultat Cristina Roșu, atacul a aparținut echipei brelene, Constantinescu, Cărnici, din nou Constantinescu pentru Iepurean, gol! Scrie din nou Ștefan Iepuran. Patru goluri au înmarcate de Ștefan Iepuran și iată diferența acum dintre Handball Club Dunărea și echipa gazdă CSM Roma, este de 10 goluri, 17 la 7 pentru Handball Club Dunărea. Contra-atac, Iepuranu, Preda, gol. Acum CSM-ul, dar au greșit contra-atac pentru Preda Mingea. Însă extrema formației brelene nu reușește să intre în posesia Mingei. Va urma un atac pozițional al CSM-ului. Adin pentru Apopuțoaie, reprimește Adin, Apopuțoaie pe extremă, Adin nu găsesc soluții în zona centrală, diferență de calibru acolo, de gabarit. Tot 9 metri pentru CSM Roman, Cristina Roșu, s-a plecat pași, Preda, Iepuranu, lop peste portar. Am intrat în ultimul minut de joc, dar mai sunt 15-16 secunde din această partidă, 19 la 7 pentru Handball Club Dunărea.
un început echilibrat, în care au jucat titularele, după aceea antrenorul formației Brăilean a apărat și a introdus și celelalte jucătoare la pauză după primele 30 de minute, 19 la 7 pentru Handball Club Dunăra. Revenim după pauză.
A început repriza a doua, 19-7 pentru Handball Club Dunăra, după primele 30 de minute. Angajată Nicoleta Safta și este gol pentru Handball Club Dunăra, 20-7. Atacă Romanul, este repunere de la margine pentru formația gazdă. Blocată Neamțu. A fost blocată de Bucur. Fault în atac acum. Au greșit și handbalistele brelene. Din nou, CSM Roman are atacul. Cristina Roșu pentru Adin Neamțu. Apărare în semicerc și va fi aruncare de la 7 metri pentru CSM Roman. Ioana Neamțu înscrie. Al cincilea gol pentru Ioana Neamțu în acest meci. 20-8 pentru Handball Club Dunăra. Recuperează brelencele, dar a lovit în mingea cu piciorul, greșesc și jucătoarele echipei gazdă. A propus să a scăpat mingea. Ștefania Epăranu a zis acum al șaselea gol al ei în această partidă. 21-9 pentru Handball Club Dunăra, minutul 34. Contra-atac, mingea pentru Preda, gol. Cătălina Preda, al treilea gol pentru ea în acest joc. Minutul 35, 20-9 pentru Handball Club Dunăra. Atacă din CSM-ul. Neamțu.
capă mingea în afară, se blocăță de joc. Și Nicoleta Sapta marchează pe contraatac. Diferența se mărește. 9 metri pentru CSM Roman. Rămân portarele echipe gazdă în atac. Romanul cu 2 portari. A zis acum Ioana Namțu, al 6-lea gol. Echipa gazdă are pe raportul de joc 3-2 portarii Sina Popa și Andrei Angel și jucătoarele de câmp Delea Crișnuță, Ioana Popuțoaie, Emilia Din, Cristina Roșu, Ioana Namțu, Elena Crețulescu, Alina, Elena Păduva și Florentina Mătru. Acum înscrie Claudia Constantinescu pentru Canva Club Dunăra. Minutul 27, 24-9 pentru șapte metri acum și pentru Canva Club Dunăra și asistăm și la prima eliminare. Înscrie Constantinescu, 25-10 pentru formația Brăilană în minutul 38. Recuperată Claudia Constantinescu, Cărnici, pentru Iepuranu, gol. Și 6-10 pentru Handball Club Dunăra. Au recuperat mingea handbalistele echipei gazdă prin Cristina Roșu. 9 metri pentru CSM Roman. Roșu a încercat să o angajeze pe Adin, care a aruncat la poartă, a apărat Elena Șerban, Preda, gol. Catalina Preda a scris cel de-al 27-lea gol pentru Handball Club Dunăra.
atac pozițional, a recuperat Constantinescu pentru Nicoleta Sapta și este gol. 28-10. Au 10 goluri, e diferență între cele două combatante. Atacă CSM-ul, s-a fluierat. Nouă metri pentru echipa gazdă. Neamțu aruncă, a angajat-o la semicerc pe Elena Crețulescu, dar aceasta a aruncat pe lângă poartă. Din nou marchează Nicoleta Sapta. Nu, da. 29-10 pentru handbalul Dunăra. Apare Elena Șervan, a aruncat la poartă Ioana Neamțu. Golgheta echipei gazdă în partida de astăzi cu 7 reușite. Ne apropiem de jumătatea reprizei a doua. Cărnici, Sapta, Claudia Constantinescu aruncă în bar, mingea este în afară suprafețe de joc. Și vor repune mingea de la margine handbalistele CSM-ului. Emilia Adin pentru la Păpuțoaie, reprimește Adin. Cristina Roșiu, Adin încearcă o pătrundere pe zona centrală, dar nu avea nicio șansă între cele două jucătoare. Reilene, Apo Puțoaie, a încercat, blocată Apo Puțoaie de Bucur. Handbalul Dunăra evoluează în această repriză cu a aruncat în bagă Elena Crățulescu, însă arbitrele au considerat că a faultat-o pe jucătoarea echipei gază Cătălina Preda și a fost eliminată 2 minute. Acum Emilia Adin față în față cu Elena Șerban. Și înscrie Adin. 29-11 pentru Handball Club Dunăra, minutul 44 al partidei. A intrat acum pe post de pivot Coteț. Extreme sunt Sapta și Iepuranu, Inter, Claudia Constantinescu și Bucur. Atacul este condus de Cărnici, e Bucur. Nu s-a înțeles acolo cu Claudia Constantinescu, au repus rapid mingea jucătoarele formației gazdă. Ca de obicei, atacurile CSM-ului sunt conduse de Emilia Adin. Cu
Cristina Roșu și a Popuțoaie sunt Inter, a aruncat Adin în bagă. Am ajuns în minutul 15 al reprizei a doua, 29-11 pentru Handball Club Dunăra în partida din optimele Cupei României cu CSM Roman. Brăila este calificat în sfertul și așteptăm să vedem care va fi următoarea adversară, cea de care trebuie să treacă Handbacul Dunăra pentru a ajunge în final forul competiției și a spera că și-aș dubla șansele de a participa într-o Cupă Europeană, pentru că Handbacul Dunăra are șanse și în campionat să ajungă în Cupele Europene, pe un loc de Cupe Europene. Adin, pautată. Formația Brăilan este însoțită aici la Roma de antrenorul principal Neven Hrupeț, directorul tehnic Sorin Elmeca, preparatorul fizic Mihail Dumitru și masiorul Maria Banaga. De asemenea, în tribună se află și vicepreședintele clubului Handball Club Dunăra, este vorba despre domnul profesor Marianeta. Aruncare de la 7 metri pentru Handball Club Dunăra, pentru CSM Roman. A fost făutată a Popuțoi. Cristina Roșu față în față cu și apără portarul echipei Brăilene, Elena Șerban, și pentru că am pomenit numele Elena Șerban, din lotul deplasat la Roman mai fac parte portarii Marina Razum și Gabriela Dobre și jucătoarele de câmp Aneta Udiștoiu, Cătălina Preda, Gabriela Bucur, Natasha Cârniș, Nicoleta Safta, Gabriela Coteț, Claudia Constantinescu, Elena Dache, Alina Țeții, Bianca Tiron, Tamires Morena, Ștefanie Epuranu și Marina Dmitrovici. Avem și un comunicat din partea clubului. Conducerea clubului, staful tehnic și jucătoarele echipei Handball Club Dunăra îi urează domnului președinte al clubului, George Caranica, să se bucure alături de familia sa de venirea pe lume acum două zile a fiului său, Matiaș. De asemenea, spun conducătorii clubului, așteptăm să ni se alăture din nou echipe. Este vorba despre președintele clubului, George Caranica. Acesta nu a făcut astăzi deplasarea, bineînțeles, din motive obiective la Roman. 29-12 scorul acum pentru Handball Club Dunăra, minutul 48 în atac formația brăilană. Claudia Constantinescu pentru Bucur, angajat Cotet și este gol, 30-12. Antrenorul curat le dă posibilitatea jucătorilor care evoluează mai puțin în campionat să joace mai mult în această partidă. Aruncare de la 7 metri. Frumoasă intenția Ioanei Neamțu, dar a apărat Elena Șerban. Înainte de a arunca la poartă, Neamțu însă a fost faultată de una dintre jucătoarele formației brăilene. Aruncă Neamțu în bagă, mingea o lovește pe Șerban și este în afară suprafeței de joc. Au și ghinion handbalistele pregătite de pe Rolazor. Mm.
În curând intrăm în ultimele 10 minute ale partidei, 30 la 12 pentru Handball Club Dunăra, Coteț, Bucur, Constantinescu, se întoarce pentru Coteț, aruncare de la 7 metri și eliminare. Este eliminată Elena Crețulescu. Gabriela Preda, față în față cu Justina Popa, un portar al CSM-ului, care astăzi a avut o evoluție foarte bună. În prima repriză este gol, însă. 31 la 12. Atac pozițional al echipei Gazda, a Popuțoaie, Adin, a Popuțoaie, din nou Mici ajunge la Neamțu, s-a apărat bine Cătălina Preda. Neamțu încearcă o depășire, întoarce Mici la Adin, care este fautată de Gabriela Bucur, 9 metri pentru CSM Roman. A Popuțoaie, Adin, a încercat o depășire însă noapte să treacă de Mirabela Coteț. Blocată a Popuțoaie de Ceții. A intrat în prepasiv candalisele echipei Gazdă. Neamțu, aruncă Neamțu, blochează Bucur. Alina Țeții, este gol. 32 la 12 pentru Handball Club Dunăra, minutul 52 al partidei. Sâmbătă de la ora 17, Handball Club Dunăra va juca pe teren propriu cu Performarea rundei precedente. Este vorba de Măgura Cismădie, formație care a reușit să învingă, să o învingă pe campioana în titlu. Este vorba de SCM Râmnicu Vâlcea, campioana în titlu. Acum echipa vâlceană este încă pe prima poziție datorită golaverajului, însă este la egalitate cu CSM București. Cristina Roșu, Adin, încearcă Adin, aruncă la poartă și dar mingea trece pe lângă stâlpul din stânga al porții apărate de Elena Șerban, care revine în poarta Brelan după o accidentare. A înscris și Preda, 33 la 12. Șapte metri, a fost faultat golgheterea echipei Gazdă, Gabriela Ioana Neamțu. Emilia Adin va arunca, este gol. 33 la 13, Alina Țeții. O nouă eliminare. Este eliminată Emilia Adin. Minutul 54 al meciului, 33 la 13 pentru Calvar cu Gândăra, în partida de la Roman cu CSM Roman. Înscrie și Bucur. Să-i
Neamțul, atacul este condus de Crețulescu, CSM-ul în inferioritate numerică după eliminarea Ioan Emilia Din. Mi-a scrie Elena Crețulescu. Dar imediat marchează pe contraatac și Ștefan Iepureanu. A reușit să înscrie CSM-ul în prioritate numerică. Primește apropiere pe extremă, întoarce la roșu, Neamțu. Neamțu a fost principalul pericol pentru echipa brăileană. De departe cea mai bună jucătoare a gazelor. Va urma însă un atac pozițional al echipei brăilene, minutul 56-35-14 pentru Handball Club Dunărea. Aruncă Coteț în transversală, se plecă aruncare de la 7 metri. Intră în poartă Andrei Angel. Înscrie Coteț, 36-14. Ne apropiem de finalul partidei, un meci, așa cum era de așteptat, disproporționat din toate punctele de vedere, dar publicul din Roman se bucură pentru fiecare reușită a unei echipe care abia de acum încolo va încerca să urce treptele spre Liga Națională. Bucur. Blocat Iepureanul de Popuțoaie. Bucur, Țeții, din nou Bucur, Țeții pentru Claudia Constantinescu și este gol. 37-15, au repus repede mingea jucătoarele echipei Gază. A recuperat Coteț, Constantinescu. 37-15 pentru Handball Club Dunărea. Iepureanu nu reușește să înscrie. A apărat Andrei Angel. Atac oprit de Ștefanie Iepureanu. '38-15 a scris Coteț. Și în curând intrăm în ultimul minut al acestei partide.
Adin, Neamțul, din nou Adin. Neamțul a încercat să încăceze pivotul, să încăceze extrema stânga Delea Crișinuță. Legăm în jucătoarele echipe gază în atac, Adin. S-au apărat bine Vuelencele, contraatac acum, mingea pentru Țeții, gol. 39-15. Și mai sunt câteva secunde, 39-15, am intrat, suntem în ultimul minut de joc, mai sunt maximum 15 secunde, probabil că acesta va fi scorul. Nu uitați, sâmbătă la ora 16, handball cu Dunăre, joacă în polivalentă cu Măgura și Smedie. A înscris Gabriela Ioana Neamțu, cea mai bună jucătoare a echipei gază, și partida se termină 39-16 pentru Handball Club Dunărea, care se califică în sferturile de final ale Cupei României.